trebuie să ne întoarcem pe aici. Incidentul s-a petrecut sub Șaua Capra, acolo unde femeia de 55 de ani din Ungaria se afla în vacanță în România cu mai mulți prieteni. La un moment dat a alunecat și a căzut lovindu-se cu capul de o stâncă. Patrula Salvamont din Argeș, care se afla la cota 2000, a plecat în sprijinul colegilor de la Sibiu. Femeia avea pierderi de conștiință și a fost solicitat un elicopter, dar care nu a putut ateriza la Bâlea Lac din cauza ceții. Astfel, victima a fost transportată cu mașina de la Salvamont Argeș până aproape de Cârțișoara, de unde a fost preluată de elicopter.